ai de la stat aproape deloc, dar umflă taxele pentru IMM-uri, pentru mică întreprindere, cel mai grav mi se pare. Că nu se taie un lec de la stat. Vă aduceți aminte că Ciolacu, pe lângă faptul că ne-a mințit de vreo 10 ori că nu crește taxele, după aceea ne-a spus, au dat acele UG pe austeritate, cred că Ciucă l-a dat, în care ne-au zis că vor scădea cu 10% cheltuielile la stat. Nu doar că n-au venit să facă un raport să ne zică cu cât lei a scăzut, de unde și ce, dar ce credeți? Au crescut cu 10% cheltuielile. Dar de ce ați mințit, domnul Gâdăi, noastră la Partidul Social, de ce ați mințit? Doamne, da, haideți să, acum, dacă dăm crezarei doamnei Diana, să spuneți că eu am mințit. Deci spuneți-ne o sumă, cât ați economisit de la stat înainte să aduceți avalanșe de taxe pentru toată lumea? De la stat, cât lei? Cât lei de pe bani românești? Nu ați fost atent, am spus. Păi, la rectificarea bugetară veți primi acest raport pe care îl așteptați de atât. Când e rectificarea bugetară? Când este? Nu știu, nu am detalii, dar foarte curând va fi și rectificarea bugetară.